Ești că e fasole, teacă de fasole, nu? Uriașă. Cât e de mare aia? A mâncat toată asta. Dacă o fi să, fie, să nu mai apărăm, știți ce s-a întâmplat? Pierduți în Amazon. Și aici am intrat pe o mică plantație de ananas. Uite, sunt roz când sunt mici. Pe urmă se fac spre verde și că atunci când sunt gata de luat, cu mai mult galben. Super interesant. Fluier original. Bom dia. Uite că ne-a adus ceai. Salutare, o nouă experiență aici pe Amazon. Ultima zi de explorare. În prima fază vom merge să vedem delfinii roz. Să sperăm că îi vedem. Roz, gri și negri. Așa ne-a zis Leo. Mergem cu barca jos pe râu. Mult a zis. It's a long way. Nu știu ce înseamnă asta. Vom vedea, da. Vom vedea, da. Este ultimul vlog de aici, nu? Avem activitatea asta azi, după amiază. Și mâine dimineață o să mai facem ceva. Mai este și o activitate nocturnă, să vedem caimanii, dar... Da, am nu știu dacă... dacă suntem în stare. Că da, nu știu dacă putem căldura. Filma cu GoPro-ul. Și mi-a terminat căldura, nu știu dacă mai merge. Noi tocmai ce ne-am întors din junglă astăzi, adică... am făcut astăzi, cred că vreo 9 km avem pe ceas. Dar căldura este, nu știu dacă e infernală, dar e foarte cald, că sunt 40 de grade, se vede, 41, 42. Așa că mergem să ne întâlnim cu Leo și cu ceilalți participanți la cu acest tur. Adică unul. Am mai rămas 3 persoane. Poate va mai fi și altcineva, poate nu știu. Poate vine altcineva din grupul nostru, au plecat sau au avut un alt tur. 6 persoane și am rămas noi 3. Așa și că ne pregătim de înnotat cu delfinii, probabil. Cazare, de mers cu barca pe Amazon și încă nu am dat de delfin. Mai căutăm puțin, dacă nu sper să pot face o baie frumoasă și răcoroasă și ne întoarcem la cazare. Că sunt aici.
așa, te rog. Delfins on the water. Yeah. Poate mă mănâncă pirania. E foarte caldă apa. Extrem de caldă. Sper să mă întâmpine delfinii. Că e destul de mică pentru tine, e adâncă, dar eu, nu, e foarte adâncă. Da? Da, da. M-am scufundat și n-am dat de fund. Aici, în zona asta, e foarte adâncă. Poate mă mănâncă pirania. E foarte caldă apa. Extrem de caldă. Sper să mă întâmpine delfinii. Că e destul de mică pentru tine, e adâncă, dar eu, nu, e foarte adâncă. Da? Da, da. M-am scufundat și n-am dat de fund. Aici, în zona asta, e foarte adâncă. Ultimul apus pe Amazon arată cam așa. Enjoy the moment. Am ieșit la vânătoare de caimani, să vedem caimanii, dar se pare că nu avem noroc. Pentru că afară tună și fulgeră foarte tare și cred că se apropie ploaia. A început și vântul, așa că ne vom retrage. Pe mâine dimineață. Bună dimineața! Aseară, după cum v-am spus, a început o ploaie torențială. A ținut, de fapt a plouat în reprize. Multe, multe reprize până spre dimineață. Iar acum de dimineață ne-am trezit, am mâncat micul dejun și ne pregătim să mergem la o familie tradițională de aici, de pe Amazon. Să vedem cum gătesc ei, cum prepară, ce porturi au. Vom vedea, nu-i descoperit. Așa că așteptăm să se oprească ploaia. Și vom merge să... Fructele de caju, da? Ploaia asta a fost o binecuvântare. Era aproape o lună de când nu mai venise niciun strop de ploaie. Toate păsările, deci plin de păsări, nu se compară cu celelalte două zile în care am fost. Era prea cald pentru ele, sărăcuțele. Mergem cu barca. Mergem jos, bine. Ne relaxăm puțin aici pe ponton până vine ghidul nostru Leo. Ia uitați ce e aici. Wow. Mam. Cred că de prins arapaima. Urca asta? Păi nu vezi ce ciocare? Da.
Da, zicea că e cât masa aia unde mâncam noi, care avea 4-5 metri. Wow. Ce vrei să te mânjuni? Parcă îmi pare rău că plec. Da. Aș mai fi stat serios. Dar trebuie, da. Trebuie. Am păstrat lingura de noaptea trecută din junglă pe care mi-a confecționat-o Leo și astăzi l-am rugat să îmi scrie pe partea cealaltă Amazonas 2024. Stai seama ce omletă facem noi. Da, asta e o memorie bună pe viitor când vom face noi omletă acasă la noi. Wow! Zâmbim așa în colțul gurii, zici mai ținute. Te rog, pune-o în rucsac. În rucsac. Asta o păstrăm cu noi 8 luni. Sigur. Uitați ce copac spiralat. Priviți nivelul râului în sezon ploios. Apa ajunge până unde se... până la casă. Acoperă și piloni. Wow! Suntem la o familie de localnici din tribul Caboclas. Uite, o rație. Și mergem să vedem plantațiile de manioc, care e un aliment esențial aici pe Amazon. Manioc sau tapioca. Fac deserturi. Fel și fel de mâncăruri. Am încercat o groază și noi. Foarte bun, consistent și sănătos. Am ajuns la altă familie și Leo a dat din bățul ăla ca să iasă cineva, dar se pare că nu e nimeni. Cred că putem merge noi pe plantații. Ăsta ce e mare? Cine naiba știe? Doamne, cum arată, cât de mic e. Cine naiba știe, da? La ce oameni ăștia aici? Fel și fel de copaci, pomi. Nu vine nimeni. Ia uitați ce am găsit aici. O găinușă și un cui cu 4 ouă, 5. Nu e nimeni la casă, sunt la pescuit oamenii. Am intrat ca la noi acasă. Ne prezintă Leo fructe, guiabano au aici, mango. N-am reținut numele și... Nici nu e așa de important, oricum au foarte mult, uite, caju pe toate drumurile. Am fruct aici.
Ia uitați-vă voi, o rață cu rățuștele. Vai, ce frumos! De guardia. Ia uite, ananas. Nu e copt. Trebuie așteptat să se coacă. E specia care trebuie copt dacă nu e... cum să zic, te pișcă la limbă, e crud. Colors. Uite, asta e maniocul. So they decide, so money, this is the money. Hai să redau și eu ce ne-a spus nouă Leo. Asta e planta de manioc, care în limba locală este manioca. Oca înseamnă cartof și mani este numele unei indigene care, conform legendei, a murit și s-a transformat într-un cartof. Este o rădăcină, la fel ca și cartoful. Aici e una foarte mare, dar n-a putut să o scoată Leo din cauza că pământul este foarte uscat. Ce este important este că planta asta e la fel ca Amazonul. Te poate hrăni, are foarte multe beneficii, dar te și poate omorâ. Planta crudă sau sucul de la această plantă te omoară instantaneu. Trebuie gătită într-un anume fel, un anume timp. De exemplu, din această tulpină poți să tai o bucățică și de aici crește altul. Plantezi în pământ, deci asta poți să o împarți în câteva zeci de plante. Într-un an și jumătate produce această plantă. Și ne mai spunea că din frunze poți să faci, pur și simplu pui frunzele la blender și se face o pastă care e foarte bună atunci când ai mâncărime pe piele sau un fel de eczemă, ceva de genul. Și la fel sucul care se obține cu apă după ce fierb frunzele devine o substanță care te face foarte high, dar nu îți face absolut nimic. Pur și simplu e ca și cum ai bea alcool. Dacă folosești prea mult, te poate omorâ, la fel și ca și alcoolul în timp. Ne-a povestit multe și mai mergem pe plantații. Uite, are o plantă de ananas acolo, sigur ne spune ceva interesant. Vă traduc imediat. Uite, și ăsta este ananasul pe care l-am mâncat noi aici. Diferit de cel pe care l-am filmat prima oară, adică ăsta, dacă îl iei, chiar dacă e așa de mic, este foarte dulce. Tabacașii, cred că a zis el numele. La fel ca planta de tapioca, dacă tai vârful ăsta și îl pui în pământ, între 6 și 8 luni o să producă alt ananas, deci mai repede decât tapioca. Deci aici este altul, tot tabacașii. Super! Uite și planta asta numită urucu în limba locală, dialectul local, are o sămânță roșie de obicei, care aici a fost dată jos, pe care o pui în mâncare și colorează în roșu. Just the white. It's nice when they are really ripe. They come very fluffy, you know. We eat that? Yeah, you can eat it. What is? Inga. 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 But normally the parrot eat them. Not the seed, no? Not the seed. Se mănâncă doar asta. Okay. Is poisonous the seed? If you bite it slowly, it will. Sweet. Jungle oil. Eat it! Yeah, it's good. I need to fight. Candy. Am mâncat fructul? Candy. Rămâne sămânța asta, se pune în pământ și crește din nou. Mai e cu noi un băiat, să-i zic că așteaptă 5 minute să mâncăm noi, să vedem dacă pățim ceva. Ești că e fasole, teacă de fasole, nu? Uriașă. Cât e de mare aia? A mâncat toată asta. Dacă o fi, să nu mai apărăm, știți ce s-a întâmplat? Pierduți în Amazon. Și aici am intrat pe o mică plantație de ananas. Uite, sunt roz când sunt mici. Pe urmă se fac spre verde și că atunci când sunt gata de luat, cu mai mult galben. Super interesant.
Very good for ananas. Uite, ăsta e aproape făcut. Aproape copt. Mamă, ce mare. Și crește mai mare. Mamă, dar înțeapă asta. Te poți tăia. Numele acestui fel de palmier este buruci. Aici este unul mai înalt și este cea mai înaltă specie de palmier care crește pe Amazonas, până la 47 de metri înălțime cresc și au fructe foarte bune, mari, roșii. Nu e niciunul copt să ne arate, dar îl credem pe cuvânt că știe tot. Ce e, caju, nu? Pe câta fructă. Da, dar ăștia îl lasă să cadă, adică nu... Au prea mult. Da, păi, dar uite-te câta fructă aici de caju. Sămânța, de sămânța, fapt. Pardon. Vezi care fructul e mic și sămânța e mare. Uh-huh. E altă specie. Cât au zis că au 24 de specii de caju? Nu știu, dar peste ceva tot, de cum la noi, corcodușele. Peste tot. Da, da. Asta este un pom numit jambu. Zeama din fruct. Nu are aici fructe. Se folosește pentru când faci budincă de manioc. Iar frunzele, pentru frunze se fac, e un medicament foarte puternic în caz de malarie și pentru antiinflamator, pentru dureri de măsea ori alte dureri puternice. Ia uite, s-a tăiat și pune o frunză de maracuia, fructul pasiunii. Uite. And stop the bleeding, no? Yeah. Oprește sângerare. Good, so. Good, yeah. Natural. Asta yeah. E planta de maracuia. Fabrica unde se procesează cartoful numit manioc. După ce se termină tot procesul pentru prepararea pudrei și a sucului de manioc, manioc, cum spun ei, astea sunt resturile, le lasă la fermentat, oricum sunt fierte și constituie hrană pentru rațe, găini și ce mai au ei pe aici. Și l-am întrebat ceva interesant, pentru că mi se pare foarte util, dacă găsești planta, leguma, de fapt cartoful de manioc, să-l cumperi proaspăt din piață. Și a zis că nu există așa ceva, pentru că au fost cazuri când au cumpărat diferite persoane, nu le-au preparat și au murit, ceea ce e la mintea cocoșului, ca să zic așa. Adică dacă vrei să gătești noi ca și turiști, zice, hai să luăm și de aia și de aia. Și poate zici, facem o salată să le mâncăm proaspăt și ia ca vrei să faci mâncare și spui papa. Foarte interesant și astăzi. O experiență autentică, tot ce am trăit noi aici pe Amazonas. Cea mai mare junglă de pe planetă. Dragilor, acest copac este arborele de cauciuc. Au extrem de mulți. Pardon, m-am mușcat o albină. Au extrem de mulți și produc foarte mulți bani. De asta s-a și dezvoltat zona Manaus din Amazonia, pentru că au fost oameni care exploatează acest arbor și fac bani. Ne-am descălțat la intrare. Am venit în casa oamenilor. Lui era originea. Bom dia! Uite că ne-a adus ceai. Ce credeți că este acesta? L-am întrebat pe Leo și nici el n-a știut să spună și l-a întrebat pe domnul. Este un instrument de prins fetele, de agățat. Hai, fetele. Haideți să vă arăt cum se agață fetele aici în Manaus. Se bagă ăsta pe deget. Da? Ok, așa. Come to me, baby. Aulă, dar ce doare când scoți. Adică dacă prinzi. Ah, ok. N-am mai văzut așa ceva. Ce ceai e ăsta? De lemongras. Bem un ceai de lemongras. Ne delectăm puțin la localnici.
Ne-am cumpărat câte ceva. Da. Mi-am luat colier din fructe de açaí și colții de caiman. Mi-am luat brățară din açaí. A luat mare o chestie de asta, să fiu eu sigur că nu plec. Și o maimuțică de asta care are... Asta nu numai pentru tine, ca să prind femei mai mult. Da. Și asta e nu din ce fruct e. Care se mânță aici, în mijloc. Face un zgom. Manaus. Drăguț. Da, mă, mală. Poate să pegăm de arachiez, hoje da pegăm și de aia. Hai. Ia lecă de mână. And how did you do it? You can eat exactly like this. Captura zilei. Să facă și eu frigare. Beautiful. Yeah. We make our deal. We're gonna make Amazon fish. You can catch fish. We make aquarium in your country. We have a parrotfish, baru, many different types of fish, goldfish. Then we have a new business. Make one aquarium from Amazon fish in your in your country. In Romania. In Romania. Great. Am avut momente unice pe Amazon. Mi-a plăcut foarte, foarte mult experiențele de aici. Stăm la un ceai de lemongrass. Să ne delectăm, ascultăm poveștile localnicilor. Domnul și cu doamna au 11 copii împreună și toți sunt împrăștiați pe diferite zone ale Amazonului, doar pe Amazon. Super tare, respect. What is here? This is the juice of Tabasco. De tucupi. Tucupi? Tucupi. Ninguém me mostrou pra eles que... Pois é, né? For what is? Use. For what is? Like Tabasco. Ah, Tabasco, ok. Put on the meat and quanto que é uma dessa aqui? É 10. Vou levar uma dessa. Pô, tá bom de pimenta isso aqui, né? Tá. Super. Super experiência, meu avô. Me aplacou forte muito. Deci, vă puteți imagina că noi plecăm, ne vedem de viața noastră. Oamenii ăștia aici trăiesc. Senzațional. Să ai o viață de când te naști și până când mori, numită test de supraviețuire. Pentru că oamenii ăștia asta fac aici, supraviețuiesc. Da, dar natura este foarte darnică în partea asta de lume. N-au nevoie de multe chestii. Au pește, chiar n-au spus că au pește, acum vara, când apa e mică, e foarte mult pește. Când începe să plouă, dispare. Peștele pleacă pe canale și a zis că ei mănâncă toată vara și restul îl păstrează, îl pun la uscat ca să gătească când vine ploaia. Și până sus acolo, la ei unde aveau plantațiile, nu vine apa, deci legume și fructe au tot timpul. Așa s-au aici s-au născut, sunt mulțumiți, stau la aer curat, au electricitate, care e mai scumpă decât în alte zone ale Amazoniei, adică decât Manaus, de exemplu, pentru că, în fine, sunt foarte departe, dar asta e Amazonul, oamenii trăiesc aici, s-au născut și vor muri aici. Respect. Mergem la lodge-ul nostru să mâncăm prânzul și pe urmă ne îndreptăm către Manaus, adică vom termina sesiunea de junglă. De junglă. Amazoniană, în curând. Din cea mai mare junglă din lume. Da, se încheie circuitul nostru aici pe Amazon. Au fost 4 zile, 3 nopți magnifice. Da, plin. Am avut foarte multe activități. Ne-am bucurat de clima uscată, am avut și ploaie, am avut și fulgere, ați văzut, aseară ne-au prins pe bancă. Ce să pot să spun? E o experiență care trebuie făcută măcar o dată în viață. Încă o dovadă că mediul poate fi de partea ta, dar te și poate omorâ, așa cum ne-a spus Leo, ghidul nostru, care cred că e cel mai bun ghid pe care l-am avut vreodată. Are momente când...
comunică cu păsări, animale, nu știu ce spune, adică este chiar omul junglei. Am aflat foarte multe informații, am dormit în hamac în Amazon, am mâncat fructe și mâncare extraordinară, am mâncat arapaima, cel mai mare pește de pe Amazon, încă un pește care se numește tarachi, iarăși mare, care e super bun. Ce pot să zic? Se încheie și sperăm la o revenire anul viitor, zicem noi. Sigur, da. Cu mult entuziasm și cu ajutorul lui Leo vom face un circuit fantastic de Brazilia, dar și aici pe Amazon va fi ceva senzațional. Așa, adică, că nu uita să intrați pe www.traveliști.com. Adică vrem să facem exact ce am făcut noi acum, dar vrem să facem ceva și mai special pentru cei care vor să meargă mai adânc în junglă, adică el. Da, vom avea un program special aparte de turul din ăsta septembrie de sau zile, octombrie, da. Vedem cum îl organizăm anul viitor. Însă vom face ceva senzațional, vom merge în adâncul junglei timp de 10 zile, unde vom descoperi triburi de canibali. Dar aia este altă discuție. Închidem. Noi mâncăm, avem prânzul, pe noi luăm bagajele și avem o oră jumătate cu barca, două ore jumătate cu mașina, ajungem în Manaus și plecăm poimâine către altă destinație care va fi foarte interesantă. Nu atât de sălbatică, dar o să ne placă și o să ne placă foarte așa mult. Așa că vă mulțumim din suflet că ne urmăriți, susțineți-ne cu un like, de ce nu și un subscribe, pentru că vor veni lucruri extraordinare pe canalul nostru de YouTube. Va fi ceva senzațional de acum și de acum încolo. De ce nu să-l și share-uiți, să vadă și prietenii, cunoștințele voastre. Și încă o dată vă repetăm, intrați pe www.traveliști.com pentru că acolo găsiți toate circuitele viitoare pe care le vom explora împreună. Și cât de curând, o lună, maxim două, va fi valabil și circuitul de Brazilia. Trebuie să terminăm noi ce avem de vizitat și să decidem ce e mai bun ca să revenim la anul cu voi. Vă pupăm!